Salutare, salutare, sunt Cosmin Derban și avem un super episod cu unul dintre super invitații noștri, cu Paul Nicolau. Mersi frumos, Cosmin, mulțumesc pentru invitație, mă simt onorat. Da. În studioul nostru de la Taverna Racilor Timișoara. Noua locație. Noua locație, exact. Paul, te rog. Să fim foarte succinți, discutăm despre omul din spatele numelui Pescobar. Da, bun. Bun, de unde și de ce acest nume, Pescobar? De unde și de ce acest nume? Pentru că eu mă promovez întotdeauna cu prețuri mici, cu prețuri, nu prețuri mici, prețuri corecte pentru România. Și m-am erijat așa în personajul principal care dă pentru toată lumea, pentru toate categoriile sociale, pește și fructe de mare accesibile. Adică eu le-am scos din chestia asta de a fi un lux a consuma. Da. Dar ele nu mai sunt un lux. Dacă eu vând creveți acum cu 25-9 lei, mai ieftin ca orice fel de carne, creveți. Da? Deci nu mai sunt un lux, dar lumea trebuie să obișnuiască. Ei așa mi-am dat numele de Pescobar, pentru că eu sunt persoana care a facilitat accesul creveților în toate bucătăriile din țara asta. De la sărac, la bogat, la mediu, la orice. A făcut un produs oarecum de lux, unul l-a transformat într-unul de masă. Corect, da, cel puțin prin partea de Fish Tudor, că asta vreau, să ajung în casele cât mai multor, tuturor românilor, să zicem așa, să ajung în casele tuturor românilor cu produsele mele de la Fish Tudor, pentru a, și odată a fi accesibile de a le cumpăra și odată a învăța să gătească pește și fructe de mare. Am înțeles. Paul, tu ești super vizibil în ultimii 2-3 ani pe social media. Da. Oamenii văd cumva succesul, vârful de lance. De Corect. Cât timp ai pornit tu treaba asta? Pentru că foarte mulți sunt motivați, băi, că aș putea să fac și eu. Hai să vadă oamenii care este procesul din spate și ce a însemnat treaba asta. Procesul din spate face rolul, aș putea face un film cu procesul din spate sau scrie și niște cărți și probabil că mai târziu ori așa o să și fac chestia asta. E o întreagă poveste care a început acum 10 ani de zile, într-un moment al meu de cumpănă, în care am scris pe Google idei de afaceri, pentru că eu știam că sunt potent din punct de vedere psihic, că stau bine cu a putea, da? Știam că duc. Și am scris idei de afaceri și Google-ul mi-a dat niște rezultate de ordin agricol, aș putea spune. Și una dintre ele a fost fermă de raci. Și asta m-a făcut, deoarece tatăl meu mi-a dus acasă, și primul animal care a mișcat în casa noastră a fost un rac. Mă, și chestia aia, nu m-am mai gândit 20 de ani la treaba aia, că am avut un rac. Ei, atunci mi-am adus aminte, chestia aia m-a adus aminte și acum îl văd. Racul ăla l-a ținut într-un bol, l-a pescuit tata, l-a adus tata, l-a prins la Doaga. Țin minte, la Doaga, când noi stăteam la Tecuci, deci la Doaga, acolo... Na. Înțeleg că pe la 20 de ani, că spunea că era acum 20 de ani. Nu, cu racul a fost, înțeleg, pe la chestia asta a fost pe la 25, eu am 36, acum cam pe 25-26 de ani, cam pe acolo am început eu cu raci. Și, văzând, am scris pe Google, am văzut că e doar un CD care te învață să faci o fermă de raci, practic să-ți ia banii pe un CD, adică în românești o mare vrăjeală. Da. Și am căutat, bă frate, fermă de raci în România, să mă duc să văd exemplu viu, să învăț de la mentorul care a făcut, da? Nu mă duc, dau bani, pe așa, pui mei, mă apuc eu să fac ferme de raci, cu ce? Nu merge. Și n-am găsit nimic de specialitate în România, nimeni făcând vreodată, ci au fost doar încercări post-comuniste. Aha. Au fost, că am găsit, că Google-ul e bun, știi? Dar am stat mult de tot pe Google, am găsit niște... Noi chiar eram exportatori de raci către Franța, Belgia, înainte, când poruncea partidul, se strângeau raci, da. Și am scris în engleză după aia crayfish, așa e denumirea racului în engleză, crayfish, pește plângător, gen de genul așa, dar e ciudat denumirea lui. Și mi s-a înroșit ecranul. Adică, ce înseamnă mi s-a înroșit ecranul? O grămadă de rezultate. Festivaluri cu raci pentru acasă, restaurante cu raci, am văzut o întreagă industrie. Și în momentul ăla m-am trezit, am zis, bă frate, dar de ce să nu copiez eu de la ăștia, să fac și în România? Până la urmă. Ei, și mai asta am făcut. Da?
Bun, și primele tale acțiuni în direcția asta, după ce te-ai documentat, după ce... Da, bun. Prima acțiune a fost de a... Deci știi cum e, întotdeauna când ai o idee, după aia trebuie să-ți faci o minimă prospectare ca să minimalizezi din start eventualele pierderi financiare. Eu oricum n-aveam finanțe, n-aveam ce să minimalizez, că eram pe zero cu bani, dar totuși am făcut cum? Am zis, bă, hai totuși să văd dacă se vând aceștia. Și am rugat-o pe o prietenă de-a mea, uite, culmea, acum suntem în Timișoara, Luana o chema, era din Timișoara în momentul ăla, mai iscusită așa e în ale internetului, și am rugat-o în felul următor, bă, uite, am găsit domeniul ăsta, l-am luat bine, cu bani împrumutați, aveam un prieten și i-am zis așa, bă, Petronele, am și o nevoie de niște bani. El a fost agentul meu, lucra pentru mine în grupă, în grupa mea de vânzări la servicii telecomunicații. Și omul a ajuns acum directoraș de sucursală de bancă. Și am să-mi dai 8.000 de lei, dar nu mi-i dai mie mână, că eu cheltuiam, eu eram pe cluburi toată ziua. Nu mi-i dai mie, dar când am ceva de plătit pentru startup-ul ăsta al meu, ideea asta mea de afaceri, o să te rog frumos să-mi plătești. Și așa mi-am cumpărat site-ul raci.ro, care și acum l-am, raci.ro. Și tipa asta i-am zis așa, băi, fă-mi o pagină, un layout, raci.ro, și hai să mint că am fermă de raci. Și scrie acolo, n-aveam altfel cum să fac prospectarea. Mi-am făcut site, gen că e prima fermă de raci din România, că dau export în toată lumea, că facă drag, dar eu nu mai văzusem un rac decât de ăla de acum 20 de ani, da? Dar deja m-am făcut exportator. Bun. Și după aia am luat altă amică, nu știu, 800 de lei pe lună, i-am făcut un speech, eu știam vânzări, cumulase mult, eu am un background de 5-6 ani de zile, de la 20 la 25, am lucrat ca și supervisor de grupe servicii telecomunicații, deci pe vânzări. Aha. Și au băgat ăștia de la RDS de a training-uri în mine de vânzări, deci eu aveam know-how, da? Să știu. Și am făcut tipul ăsta un speech. Ia zi fata mea aici, către toți, sună la toate restaurantele și toate hotelurile din București și spune că peste 3 luni de zile începem prima recoltă de raci din România și putem să dăm, să putem să dăm raci. Bă, și îmi lua comenzi. Deci cu vrăjeala asta, da, îmi lua comenzi. Și acum eu știu, făceam calcule, aveam restaurantul ăla 10 kg, ăla 15 kg. Eu am pus și eu un preț, i-am să stea, racul n-avea preț, deci eu am dat preț la rac în România, să se știe, da? I-am pus eu 35 de lei creveți, era undeva pe la 50. Atunci am zis, bă, nu poate să fie racul mai mult decât crevetele. I-am pus 35 de lei. Da? Și suna și zicea aia cât costă bucătarea asta tot, pentru că raci în gastronomie sunt o minune, deci un diamant în gastronomie. În toate restaurantele, nu toate, extraordinar de multe restaurante Michelin, cu stea Michelin, folosesc raci. Deci au super calități, da? Și bucătarii, na, erau între ei care mai și știau. Bun, și acum cum să fac eu rost de raci? Uite că deja business-ul putea să înflorească, da? Da. Eu puteam să dau una, uite ce mă făceam bani, 10 kg, 15 kg, 20 de kg, uite câteva milioane aici. Era bine, da? Și cum fac rost de raci? Fac rost de raci în felul următor. Scriu iar în engleză, how to catch crayfish, how, nu știu ce. Și în multele site-uri pe care le-am găsit eu așa, găsesc un site în Anglia, care zicem gen, vă curățăm bălțile de raci. Waters with crayfish disease, ziceau ei așa, știi? Adică îmbolnăvite de prea mulți raci, știi? Okay. Că racul era pentru, și acum care era chestia? Pentru agrementul sportiv pescuit, da. Racul e coșmar în baltă. Pentru că racul vine imediat când arunci momeala, nu vine peștele. Și pescarul nu vrea să prindă raci, vrea să prindă pește. Și ce scriu eu? Bălți cu probleme cu raci, pe Google. Foarte tare. Și toate topicurile de pe toate forumurile de pescari, că zeci de mii, nu știu ce comunitate de pescari în România, toate ziceau, nu vă duceți la balta Chiriacu din județul Giurgiu. Nu vă duceți acolo. Mamă, eu când v-am văzut, nu vă duceți. Am zis că l-am prins pe Dumnezeu de un picior. Nu vă duceți imediat, a doua zi dimineață, fii atent. Îmi intru eu în rol acum. Găsesc numărul administratorului, doamna... Că știi, țin minte cum o cheamă, Mărioara Velicu. O sun eu, bună ziua, Nicolae Paul, reprezint singura companie din România care vă pescuiește racii și după apoi vă puteți în continuare redesfășura pescuitul sportiv. Ce, domnule, măi, la mișto există așa ceva, că de când vreau eu să scap de racii ăștia, mă sune acum că ai firmă de curățare, acum nu te-am gândit, da, doamnă, noi, tu, eu sunt singurul și mă costă ceva. Păi,
Normal că vă costă, că eu n-aveam bani. Normal că vă costă, am și eu 2-3 pescari specializați. Venim cu niște capcane speciale, nu vă atingem peștele deloc și am băgat capcane, am scos racii. Normal că racii s-ai mei, bă, gratis, mă. Normal că racii s-ai mei. Da? Tare. Tare, rău de tot. Și uite așa am făcut rost de primii raci. Eu eram băiat de oraș întotdeauna. Eu sunt de la Crici lumea. Mult că de țăran, eu sunt la Moldova, de-ați crescut numai la ciment. Eu n-am avut bunici la țară în viața mea, eu n-am pus mâna pe pământ, pe o sapă. Eu am mâinile mai fine ca multe gagici, că eu nu muncesc. Bun, și atunci m-am făcut pescar de raci. Nu muncești fizic? Atunci am muncit fizic, am muncit, am făcut brații, eram totul, eram fit, știi cum? De eu luam toată munca aia ca și cum mă duc la work class. Deci eu totul a fost în catering, că a fost și China, a fost și alea și nu știu, bă, plecam, fii atent, program. Plecam, bine, dacă m-am făcut rost de plan, e mult de povești, deci bă, fac film, deci eu fac film din asta, fii atent. Am făcut rost de plase din Ucraina, am făcut rost de plase, că mi-a zis mie un ucrainean, că ăștia sunt foarte pricepuți la pescuit raci, mi-a zis mie că undeva în Odessa, la piața kilometru 7, exact așa aici, kilometru 7, care e 7 km pătrați. Mi-a zis că e o chinezoaică care vinde racalovci, așa le zic ei, plasidraci, racalovci. Și m-am dus eu fără niciun număr de telefon, am ajuns până acolo, s-o caut eu chinezoaică în 7 km pătrați. Băi frate, am găsit-o după vreo 7-8 ore pe chinezoaică. Care eu cu ce bănuți aveam eu acolo, aveam $1000, ceva de genul ăsta, nimic, un rahat. $1000 pentru să iau plase din Ucraina, dar să iau câteva. Am luat eu ce plase am luat de aia și îmi dă o factură zero, o hârtie cu scris în slavonă sau în chineze. Aia, ci că asta e invoice? Invoice. Mă duc cu factura asta la vamă, la ucrainien, să trec la Republica Moldova. Mai aveam $50 la mine. Păi când m-au văzut așa, cu alea în mașină, au belit ochii, au început să vorbească, să țipe așa în ucraineză, bă, tași, că nu e bun asta aici. Erau interzise alea, n-aveai voie, că racul este specie protejată, inclusiv toate sculele de pescuit raci. Direct dosar penal, pușcării. Fai de capul meu, când am înțeles eu aia acolo așa. În fine, m-am dus așa, cu aia €50, am rezolvat-o. $50 ce erau atunci, $50, dar cum plângeam! Plândrăsați, mă, pac, i-am dat $5, gata, s-a luminat ăla pe față, hai mă, treci. Dar înapoi nu mai vine, azi, bine. La moldoveni, și la moldoveni racul este interzis, că și ei consumă foarte mult la Republica Moldova. Okay. Și ei consumă foarte mult raci și mă duc la moldoveni și aia îmi zic, bă, că vorbeam în română, da, că e, bă, nu. Du-te și astea. Da, am înțeles că n-ai voie, dar, mai, bă, fii atent, te lăsăm să treci. Da? Dar înapoi nu mai vii. Și vezi că cu factura asta, românii tăi nu o să te lase să treci în țară. Hai, domnule, că românii mei, lăsați-mă să trec. Eu am scăpat, că-i papagare pe acolo, îi combin, îi vrăjesc, ia să mă lase să trec, da? Între țări e o zonă liberă. Uh-huh. Is the, da, deci, no land, da? Pământul nimănui. Zona fără taxe. Da, zonă fără taxe, aia. Vreo 2-3 km între țări. Mă duc la români, mă văd de aia, știi cum e atitudinea, îngânfaia, eram vai de obosit, var terminat după asta, așa. Nu treci cu asta. Păi, domnule, vă rog frumos, i-am arătat pozic, deja aveam site, aveam. Deci, cu asta mă ocup, la noi nu-ți interziști, dă-mi factură. Știi? Da, exact. Garcea ăla, așa, dă-mi factură, Și nu, domnule, uite, asta mi-a dat-o. Eu nu știam business, nu știam facturi. Mi-a dat hârtie, adică n-a, ca acolo, mi-a dat asta, fac, lăsați-mă, ce aveam, mă, doi saci de plastic, 20 de bucăți de plastic, un nimic, știi? Bă, frate, și ăsta care, fii atent, șoferul, am închiriat un șofer din Galați, că eu n-aveam dubă. Aha. Am închiriat un șofer din Galați, care deja trecând prin toată aventura asta cu mine, s-a săturat de mine. Eu. Și a zis, auzi, mă, ia, stai, mă, că m-am săturat, mă duc eu acasă, mă duc aia. Bă, frate, a dat 200-300 de metri în spate, jumătate de kilometru de la vamă, mi-a aruncat sacii cu plasele acolo, nici semnal la telefon, ai fi atent, că n-ai semnal la telefon acolo. Mi-a aruncat plasele cu raci acolo, da? Și eu am plecat, a plecat. M-a lăsat a nimănui.
Eu puteam doar să mai trec vama pe jos cu buletinul. Bine, aveam pașaport, în fine, cu buletinul. Dar să-mi las plasele în urmă. Adică afacerea mea, chinul meu, să-mi las afacerea în urmă, ai înțeles? Bă, și mă pun eu pe plasele alea acolo și încep să mă rog la Dumnezeu. Mă rog, că nu mai aveam ce să mai fac. Plângeam și mă rugam. Tatăl nostru, Tatăl nostru, Tatăl nostru, făceam. Exact asta făceam, nu mai aveam altceva ce să mai fac. Mai trecea unul, altul, se uitau ei la mine așa, cu milă, dar nu putea să mă ajute nimeni. Bă, și cu puterea lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu, fii atent. Uite, azi chiar plec la Atos. Se întoarce ăla în 2-3 ore după mine. O avut ăla remușcări, îmi se ridică părul. Ce tare. Băi, uite, nu putea să țin. Da. Că mi-aduc aminte toate acum, alea, fazile alea. Deci s-a întors ăla după mine. S-a întors ăla cu bani și cu ceva de mâncare și cu aia, și m-a tot, s-a schimbat și tura la vamă. S-au schimbat bulangiei acolo. Au făcut una de treabă, pă, nici n-a vrut nicio, da, mă, bine, treci, mari, nimic, doar nu era nimic, nu făcea nimic, știi? A trecut cu alea și uite așa. Uite așa a venit ăla după mine, puterea lui, doar puterea lui Dumnezeu a fost acolo. Cum te mai tu întorci tu după om? Ăla a schimbat, dușuit, pac, tot și a dat seama ce... Și a dat seama, omul a avut remușcări, da? Chemarea lui Dumnezeu și a venit. Ok, și de când a pornit ideea cu Taverna Racilor, cu primul restaurant uite, și cu... Tu, da, cu Taverna Racilor a pornit la vreo 2-3 ani distanță. Zicem, uite, dar primii raci care i-am vândut eu, gătiți, au fost așa, la Natura Park la Brașov, în fine. La niște piscine acolo, m-am combinat eu cu Clai de la Brașov, așa îi zice. Avea el niște lacune, hai mă, gata, facem afacere, pac. Și atâta vindeam, eram eu singur, am și niște pozi dintr-un album pe Facebook. Eram eu singur, cu o masă, cu o oală în ea, cu un arzător dedesubt și vindeam raci la piscină la aia. Băi, vindeam pe toți. Dar cât aveam și eu, 10, 15, 20 de, mă, dar îi vindeam pe toți. Cu 35 de lei porți. Și cu televiziune, am chemat alea că, să vadă că se întâmplă asta. Deci, știi, un om cu o masă, cu o oală, toate televiziunile posibile am reușit să le aduc. Foarte da? Tare. Foarte tare. După aia am fost la asta, la Poiana Brașov, am vândut raci pe pârtie. Raci Arma? Într-o căsuță, mi-am făcut o căsuță acolo, am pus-o pe pârtie, jos la Rosiniol, așa aici, unde au făcut acum Nuba. Nuba, da, au făcut locație acolo. Jos la Rosiniol și vindeam atâta, un singur produs, raci. Ei, și acolo am văzut eu că dau plus valoare, adică câștig mai mulți bani. Aha. Și lumea e mai comodă lumea să-i mănânce gătiți decât, știi cum, femeile sensibile. Nu poate să-l vadă viu, mișcă, îl fac, ai înțeles? Am învățat multe, am înțeles multe chestii. Și după aia, bă, eu trebuie să măresc chestia asta. De? Așa. Și cu efortul, cu sacrificii, de atunci am mai durat, nu, de fapt, de la iara aia, în toamnă, am deschis la București și am făcut primul festival al racilor din România. Se sună așa mare, grandios. A venit lume. L-ai făcut pentru PR? Deci pentru PR, să fac bani, pentru PR. Normal. Și pentru foamea din mine, să fac bani. A venit lume, dar am rămas fără raci la festivalul racilor. Cât de tare. Deci doar l-am făcut la intrarea în parc la tineretului, la Palatul Copiilor acolo l-am făcut. Deci a venit lume nebunie, acolo am înțeles eu puterea. Deci, bă, ce se poate întâmpla? Acolo am început eu business, știi? Mm-hmm. Puți, stătea lumea la coadă, eu eram nimeni, vindeam, adică într-un an, eram în iarnă, vindeam așa, un an înainte vindeam raci la obor, că mi-am făcut arabă la obor, în fine, de nimeni cu raci ăștia, prin intermediul social media, a venit lume, balamuc de lume era. Hai să și cam asta, na, frumos. Păi, ai început să povestești despre social media, da. După ce ai muncit, că ai muncit câțiva ani în vânzări, unde ai fost? S-a venit o idee de business sau căutai o idee de business, să facem așa și un rezumat. Yeah. Ai început să o validezi, ai făcut mai mult research, mai multă analiză, că poți să-ți vină o idee, să o faci și să dai cu capul din prima. Prospectare. Și eu am mințit prospectarea mea, dar nu am afectat pe nimeni. E marketing. Da, nu-i minciune, eu am făcut marketing. Da? Deci eu nu mă simt vinovat că am mințit atunci, știi, că nu-i etic să... Da, practic, da? N-a avut nimeni de suferit. N-am făcut rău la nimeni, aia e viața, da? Și sfătuiesc pe toată lumea. Când după ce are o idee să prospecteze. Normal. Ca să nu să arunce aiurea în neant. Ok, ai avut o mulțime de încercări să vezi ce funcționează. Adică ai început să muncești pentru visul ăsta tău. Corect. Și ai muncit și fizic, normal. Mult. Da? Ai validat, ai văzut că este potențial de creștere mai mare.
Și ai făcut primul pas spre restaurant și ai descoperit social media, știai. Da. Tu ești destul de controversat pe social media. Da. Cum ți-a venit ideea asta de strategie, o abordare unică? Oricum, toată povestea ta e unică, ca și a tuturor. Cum ți-a venit ideea asta să te promovezi într-un mod, nu știu, diferit, altfel, să atragi lume, să faci valuri? Ok, eu am lucrat, de ce făceam eu la RDS? De acolo pleacă multe în know-how-ul meu. Eu am lucrat direct cu omul, eram supervisor, prima oară a fost agent door-to-door. Așa. Da, deci luam contact cu oameni, am făcut contracte în toată țara asta. Eu știu tipologia oamenilor românilor pe regiuni. Cum e Bănățeanu, cum e Craioveanu, cum reacționează toți, da? Adică e psihologie. Da. Eu aplic acum și tot know-how-ul meu, eu acum aplic toată psihologia asta, tot ce am învățat eu și cum cred eu că e omul, și eu merg pe umanitate mai mult. Eu merg pe exemplu cum sunt eu. Cum sunt eu, cu bune, cu rele, așa e toată lumea. Cu bune, cu rele. Exact. Lumea nu e altfel. Exact. Eu nu stau acum când stau în cameră la vedere să fiu altul și când am luat-o pe scări la alte sfide. Eu nu am timp de prostii de astea. Normal. Să mă schimb așa cum bate vântul. Nu. Și eu mi-am transformat altceva și cu pescobarul, ca să zic așa. Oamenii au nevoie să se identifice, au nevoie de exemple. Așa. Au nevoie de exemple în a încerca în business, în a face, în a drege. Eu când îmi arăt mașinile, tot, oamenii care nu-și doresc nimic de la viață, blamează stilul meu de promovare. Doar ăia. Oamenii care își doresc ceva de la viață, văd mai mult de atât. Eu nu o fac a laudă. Că acum știe toată lumea că am. Da. Nu mai e că acum, asta e, am. Da, nu mai e ce. Dar la exemplu că se poate. Eu nu-i exemplu că am. Este exemplu că se poate și oricine poate dobândi. Prin muncă, printr-o idee bună, prin nerelații politice, încât după aia toată lumea începe altfel. Că relații, că te-a sprijinit, că nu m-a sprijinit nimeni niciodată, mai tare m-a încurcat. Da? Bun, Paul, tot legat de treaba asta, știm cum sunt oamenii, mai am și eu ceva experiență. Da. Bă, sunt foarte mulți care sunt mai, nu știu să zicem, mai leneși, mai puși pe hate. Mai mulți și mai leneși decât cei care vor să muncească. Corect. Cu asta vine la pachet cu foarte mult hate. Cum faci față la treaba asta? Pentru că, ok, ai luat-o datorie, dar când sunt zilnic, ai... Eu cred că, uite, și îmi scria cineva și foarte mișto că aș putea preda la facultățile de marketing o nouă secțiune, marketing pe hate. A te folosi, dacă e reală, dar nu-i studiată atât de mult, a te folosi de hate-ul lor. Atâta timp fiți cât... Fiți foarte atenți la ce spune. Fiți atenți acum. Atâta timp cât tu știi că ai un produs ok, că nu greșești în fața clientului, că faci totul pentru client și că faci diferența în piață și că ai un produs validat de către client, nu doar să crezi tu chestiile astea, să fie și validat, ai și validarea zilnică a clienților, hate-ul înseamnă doar 1-2%. Că nu poți, nu s-a inventat altceva, paranteză, nu s-a inventat produs care să mulțumească pe toată lumea. Nu există în lumea asta. Noi avem un singur Dumnezeu dat, dar oamenilor nu le-au ajuns un Dumnezeu, au mai făcut 1000. Așa că nu pot eu fi cel mai iubit sau produsele mele cele mai iubite. Nici nu vreau chestia asta. Pentru că și de ce? Cum funcționează lucrurile? Din păcate și din fericire. Răul în online se propagă cu o, la o putere infinit mai mare față de binele din online exprimat. Ei, tu atunci trebuie să te folosești de chestia asta. Da? Pentru că el doar se propagă, dar nu este real. Și oamenii, ceilalți 98% care vin, care mănâncă, care te susțin, ei văd chestia asta. Și doar văd cum văd eu, cum ar putea afecta, fii atent, cum te-ar putea afecta cineva căruia tu nu-i faci rău? Dar el are o problemă cu tine. Cum? Că e o inepție din start. Nu există așa ceva. Tu doar zâmbești. Zâmbești și îți faci lucrurile mai bine, mai departe. Haterul niciodată nu o să zică că faci bine. Haterul și după ce ai demonstrat 100, ne punem de acord că uite măi așa, tot mai e o problemă, da? Deci haterul e hater. Pentru că și de ce e hater, săracul? Că el nu se pune niciodată în poziția de a putea realiza. De aia este.
Da? De aia, deci e mult mai ușor să dai cu ură, da? Decât să zici, bă, puii mei, da mă, omul ăsta chiar e ok. Până la urmă ce mi-a făcut? Niciodată. Să e foarte greu. Mai sunt unii dintre ei, de aia nu se hateri adevărați. Mai sunt unii dintre ei care, fii atent, eu văd pe mesaje. Primesc mesaje anul trecut. Bă, te înjură, nu știu ce, nu știu cum. După aia, la un an distanță, eu fără să fi intervenit, fără să fi avut dialog cu el, la un an distanță, după ce a urmărit activitatea mea, bă, îmi cer scuze, am avut o părere chiar proastă pe tine, tu chiar ești de treabă. Aha. Da, pentru că, nu știu, poate l-a impresionat un gest, îi trebuie, are nevoie de un gest cu care el a empatizat, da? Da. Poate lui nu-i place cu high life-ul meu, poate lui nu-i place. Dacă mă duc la o biserică și fac o donație, poate i-a plăcut. Și aha, s-a trezit, da? El, bă, stai mă așa, că ăsta nu-i chiar atât de nu știu ce, sau nu-i, ai înțeles? Dar, ca și idee, de hate, tu manipulezi hate-ul. Eu câteodată, uite, eu am strategii, eu câteodată creez hate-ul. Când vreau, când urmează, simulez și apoi disimulez. Creez hate-ul ca să-mi fac mare concentrare în online pe pagina mea, să-mi fac awareness, se numește, da, pe paginile mele de social media, ca după aia, pac, să lovesc cu vreo ofertă sau ceva. Pentru că i-am pe toți acolo, i-am strâns, i-am pus la masă, nu contează hater, ne-hater, ei toți mănâncă, da? Dar doar așa poți, că dacă tu ții într-o stare latentă de bucurie, vai ce bine e la noi, vai nu știu, rahat, să satură lumea de bucuria asta, da? O creezi, agiți apele și după aia dai ceva frumos, bam, le-ai servit-o. De exemplu, acum având săptămâna asta creveți, n-a vândut nimeni în România, în Europa, după ce a fost chestia cu intestinul, cu creveți, s-a creat așa, acum am băgat-o, bam, 25,9, eu am susținut treaba aia. Foarte tare. Deci, Paul, tu ai tot marketingul pur organic, cu acțiunile și activitățile tale. Tot, niciun ban. Băgam înainte în Facebook, făceam, și eu mi le făceam singur, da, promovări. Dar s-a terminat, n-am mai băgat niciun ban decât cu TikTok-ul, care e unealtă, în ceea ce privește marketingul, e pâine de la Dumnezeu. Deci acum tot business-ul ți-l analizezi, îl promovezi pe TikTok? Nu, și Instagram și crezi tot. Eu până la TikTok, lumea cred că am apărut odată cu TikTok-ul. Până la TikTok, uite, era înainte, Face Brand, da? Îți lua, da, și am fost numărul 1 la restaurante de când am deschis eu restaurantul. Am înțeles. Deci eu am existat și exact, Bucureștiul, să zicem așa, între ghilimele, sătul de mine. Eu am făcut de două ori țara până la TikTok, nu era TikTok, am făcut de două ori țara cu street food. Eu am inventat street food după fructe de mare în România. Uite așa, eu ăsta am inventat, da? Și am mers în toate orașele și la Tecuci, în orașe mici, peste tot, festivalul racilor și fructelor de mare. Peste tot. Și acolo mi-am lăsat. De-aia mă știe acum pe mine țara asta național. Pentru că eu în fiecare oraș mi-l promovam înainte, cu Facebook, cu alea, cum și... Ce au rămas? Eu acum doar i-am reactivat pe toți. De peste tot. Asta trebuie să vreau să înțeleagă cât mai mulți că este o poveste mai mare în spate și mai multă muncă e decât mult, e... un Ferrari și un Lamborghini care pentru mulți acum apar în feed-ul lor și apoi ei cred că ei când văd, păi da, ei când văd zic că mă știu de o zi, nu-i normal. Da, dacă m-a văzut de ieri. Exact. El crede că atât și mă asociază cu ce m-a văzut de ieri. Mm-hmm. Știi? Dacă fac numai fapte bune zilnic, ăia toți care mă văd de ieri, zic, mamă, ce băia bun este, nu știu ce. Dar dacă mă văd de cogagică sau fac ceva sau nu știu ce, mai ieșit din sfera normalului, știi? Așa, noi suntem totuși o țară, iar psihologia e mult mai adâncă, noi suntem o țară nu extrovertită, introvertită, deoarece așa și biserica ortodoxă și tot, da? Care trebuie să stăm spășiți. Dacă ieși un pic așa din dogmele astea, cum sunt eu mai exuberant câteodată, vai, God, mam, nu se poate, vai, dar ce faci? Ai înțeles? Dar repetând, totul e marketing la tine. E naturalețe, dar e marketing. Mă ajută că naturalul ăsta meu face, uite așa, chimie perfectă cu business-ul meu. Deci, practic, poți să-ți faci marketing fără buget foarte mare? Când te ai pe tine, când găsești pe scobarul din tine. Că nu toată lumea poate să fie one-man show-ul business-ului. Eu, până la urmă, eu pot să stau oriunde în lumea asta, da? Și să pun pe alții să facă TikTok-uri, să nu știu ce. Și eu post, ele oricum merg, că produsele merg neapoi eu. Știi care e chestia? Uite, azi lumea, mi-au banat două conturi de TikTok. Wow. 400.000 de follower și 200.000 de follower. Și lumea crede că odată cu TikTok-ul se duce business-ul. Aha. Business-ul meu e atât de puternic încât nici nu contează. Că e full în fiecare zi. Nu contează că TikTok, că bla bla, nu mai e TikTok-ul. Vorbește mâncarea cred. Și... Cred. Da. Ce sfat le dai tu celor care
sunt la început, mai tatonează cu business-ul și au ceva rețineri de a-l crește, își găsesc scuze, că sistemul, taxele, politica, economia, concurența, hateri și așa mai departe. Da, să nu mai găsească scuze. Să nu mai găsească scuze și să, și să, na, de fiecare dată să dea înainte. Atitudinea unui antreprenor este întotdeauna de a găsi soluții, nu de a căuta, de a căuta probleme. Da? Asta este atitudine de antreprenor și întotdeauna trebuie să fii no limit. Dacă ești un antreprenor cu limită, toată atitudinea ta de limitat o să o transferi asupra angajaților, care angajați o să devină și ei niște limitați. Și o să aveți un business de limitați. Când voi puteți face 1 miliard pe zi, o să faceți 150 de milioane. De ce? Că va ajunge. Da, foarte bun și acest sfat. Paul, tu te uiți la statistici, la cifrele din conturile tale de social media, să vezi ce și când a prins mai bine, dacă refaci anumite bucăți de conținut. Nu, eu nu sunt de statistici. Eu nu mă uit, pentru că eu nu... Dacă aș face chestia asta, n-aș mai fi natural. Eu nu mă uit, că după aia ar trebui să fac ceva, bă, să marjez mai mult așa, să fiu așa, știi că statisticile îți dau niște traiectorii. Nu. Un istoric. Îți ar da și după aia tu știi unde, bă, uite, le-a plăcut asta, o empatiză. Eu nu... Ar însemna că eu să fiu fake. Ok. Deci pentru mine ar însemna că eu să fiu fake. Dacă o iau după aia când am zis aia atunci și le-a plăcut asta cel mai... Nu, tată, eu ăsta sunt eu. Și mă repet, eu am un business corect. Eu ca om poate mai greșesc, că e omenești. No. Dar business-ul meu este corect. Și am cea mai bună rețetă din piață. De merge? Nu merge că pun eu TikTok-uri. Îmi merge pentru că eu în momentul ăsta am cea mai bună rețetă din piață pentru client, raportul preț, calitate, cantitate și locații. Nu există. Uh-huh. Și plus că eu fac, adică am King Crab, n-are nimeni în România. Pui mei, am 4 tipuri de strigă, n-are niciun restaurant în România, 4, abia un tip joia, vinerea. Adică eu ies un pic din normalitățile restaurantelor. Deci scopul tău este să, pe lângă calitatea pe care dai la produse, și să fii diferit versus restul. Păi cu aia faci, eu le dau traiectoria, mă, acum o fi așa, eu le dau traiectoria. Pentru că uite, tu spuneai că ai cea mai bună ofertă la preț versus calitate, poziționare. Da. Și foarte mulți antreprenori fac greșeala de a intra, a copia un model de business din piață sau produse și să meargă cu cel mai mic preț și atât. Când știi cum e chestia, și eu am făcut la început așa. Când nu ai brand, faci de frică să supraviețuiești. Da? Da? Faci de frică. Uh-huh. Că nu poți, că întotdeauna, că dacă ești singur într-un domeniu, da, foarte greu. Foarte. Domeniul, mai fii tu, să fii tu singur să dictezi piața, să numești. Da? Da? E imposibil că în 3 secunde, dacă ai ieșit cu capul și a mai făcut alții 5. Da? Ce faci tu? Dar fiind la început, de asta e frica. Asta e frica. Și ești mai ieftin, cum poți tu să te bați cu unul care e colos? Pân preț. Da. Pân preț și faptul că tu n-ai 100 de angajați ca ăla. Ca să ai costurile lui. Ai 2 angajați, poți fi prețurile jos, dar n-ai nici piața lui. Dar ți ajunge. Normal. Da? Okay. Și eu am fost așa, eu pot să mă joc acum. Uite, am fost primul care am făcut platformă online de pește și fructe din România. Și sunt coloși. Da? Da, uite, așa i-am făcut. Bam, și le-am câștigat respect în piață. Și tu... Și acum vine ei la mine să le fac reclamă. Nu mai duc eu la ei. Tu știi cât le-am bătut eu la uși la ei? Hai de capul meu. Și cu prețurile super accesibile, tu cum faci profit? Din volum sau din valoare adăugată la alte... Din volum. Produse? Din volum. Din volum fac, normal. O să facem și noi. Din volum. Volum. Bun. Mulți oameni, multă lume aduce. Eu am o vorbă simplă. Multă lume aduce multă lume. Și recurență. Păi da, normal. Multă lume aduce. Dacă lumea e mulțumită, eu vorbesc, bă, nu sunt nebun. De ce să mai duc la alții de hate? Normal. Păi de ce pui mei, dar bă, ăla îmi dă și aia, și aia, și aia, și aia. Punct. Salut, la revedere. Poate nu le place fața mea, dar eu nu stau în locație. Am înțeles. Ai înțeles? Bun, Paul, mulțumesc foarte mult pentru cu drag. Timp, pentru sfaturi. Consider că a fost un episod super, super reușit, cu o mulțime de sfaturi. Puteți să lăsați un comentariu cu părerea voastră despre sfaturile date de Paul. Și dacă aveți întrebări pentru Paul, le puteți lăsa în comentarii și Paul o să răspundă când o să aibă timp, o să-i dau un link. Și eu zic să țineți cont de ce s-a întâmplat în toată povestea lui și ce se întâmplă în continuare, pentru că cu siguranță îl cunoașteți și îl urmăriți. Dar să recapitulăm, am muncit înainte, pentru că să vii de pe băncile școlii cu o idee de business este destul de ciudat, să o pui în piață să reușească. Nu spun că e imposibil, dar
este o, trebuie să pricepi un domeniu foarte bine, să te pricepi la oameni, ceva muncă, psihologie. Da. Să faci un research, să validezi cumva ideea și să începi să muncești, dar să muncești mai mult decât muncesc alții. Cam la asta. Și pe urmă să vezi cum te diferențiezi și cum poți să fii constant în toate acțiunile tale. Despre asta vorbim. Corect. Bun. Așa că informația ajută, dar acțiunea face diferența. Așa că până data viitoare urmăriți și alte materiale pe care le-am făcut și dacă aveți un vis, un plan, munciți pentru el. Spor la acțiune și multă, multă sănătate! Doamnește!